e trupa care aduce muzica folk-rock în showbizul autohton încă de prin 2011. Membrii acesteia își urmează visul în lumea muzicii, chiar dacă unii dintre ei activează în alte domenii. Coincidență sau nu, în trupă cântă mai multe generații de frați. În așa mod, repetițiile acestora se transformă în reuniuni mai mult decât productive. Proiectul s-a născut probabil cu fratele meu care e în stânga. De mici am cântat împreună la chitară. Când am fost o perioadă în Franța, student acolo, m-am întors și am decis să facem o formație, o trupă. Fratele meu, Nicolae Federiuc, cum se cheamă? Mihai Postoronca, nu glumesc. Avem încă un Mihăiță, da, Toboiel e la baterie, foarte bun, l-ați văzut, bate toba. Mihai Sârbu, specialist în instrumente tradiționale de suflat. Deja Ștefan Postoronca, chitară și Marcela Graur. Marcela, de fapt, e o persoană foarte pozitivă. Ea a fost și în prima componență, adică noi ne știm de foarte mult timp. E o persoană foarte pozitivă și dă o culoare la și la muzica noastră. E un vocalist extraordinar, când nu-i Marcela, e trist. Când nu-i Marcela, e vesel. Poți să spui că are și rolul de comedian. Încercarea noastră să facem un produs autentic, un produs care are o legătură cu istoria, cu cultura noastră. Adică noi ne inspirăm în principiu, de aici vine muzica noastră, din folcul. Da, noi cântăm muzică rock, dar în principiu din folclorul nostru se naște. De aia avem și instrumente, canaiul, cavalul, fluiere și așa mai departe. Există lucruri care se pot face doar atunci când există o echipă care împarte aceleași valori ca și tine. Iar în Condorii Negri asta e valabil pentru orice proiect care l-ar lansa. O plăcere personală pe care o avem de foarte multă vreme, adică am crescut cu muzică și asta o facem cu drag întotdeauna când avem această posibilitate. Ne bucurăm foarte mult atunci când avem semnale sau când există oameni care ne ascultă și care ne apreciază și insistă ca noi să păstrăm acest stil și să nu devenim comerciali. Și câțiva dintre acești bravi și talentați oameni care muncesc în toate planurile personale, dar în același timp își fac vreme ca să crească această trupă, pentru că este casa lor de suflet. Probabil, Alexandru, Nicolae și Marcela, bine ați venit! Bine v-am găsit și mersi pentru invitație. O mică parte din trupă, pentru că atunci trebuie să facem așa în trei rânduri ca la școală, ca la teatru. Sunteți acum acasă. De ce zic acum acasă? Pentru că în câteva secunde cât am reușit să vorbim, mi-a zis Alexandru că tu de fapt stai? Paris. În Paris. Da. Și cum rezistă Condorii Negri atunci când tu ești acolo, ei aici? Păi prin denumire deja, Condorii Negri zboară, adică n-am nevoie de bilete de avion, am desfăcut aripile și asta. Da, în câteva minute. Acum e mult mai simplu, pentru că tehnologia permite, chiar și la distanță, mai ales când vorbim de muzicieni profesioniști, pentru că asta băieții din trupă sunt băieți profesioniști. Și, în principiu, e mult mai simplu, adică de lucrat chiar și la distanță. Chiar înregistrați melodiile la distanță? Nu. Nu. Lucrăm la distanță. Oricum, ne reunim periodic, pentru că nu e chiar așa departe Parisul acum, cum era pe vremuri. Și ne întâlnim periodic și, bineînțeles, când ne întâlnim, atunci ne avem grijă să profităm la maxim de acest timp și să repetăm, să înregistrăm după acasă. Deja. Nicolae, ești coleg de-al nostru, ești din media. Pe mine tare mulți mă întreabă dacă eu cânt, știi? Și toți am prins că toți oamenii din televiziune trebuie să cânte, nu? Cu toate că unii, da. Mai cântăm, da, câteodată. Bineînțeles, spun, ceea ce ai fac, școala? Ai făcut colegiu sau? Am ceva școală, studii muzicale, nu am pretenția de muzician de carieră, nu sunt muzician de carieră, mai degrabă este o chestiune care ne reprezintă în familia noastră, asta întotdeauna s-a făcut, s-a cântat de la tatăl nostru încă vine. Am o meserie, bineînțeles, cum ai menționat, fac televiziune, dar, bineînțeles, în perioada în care
avem această posibilitate și acest timp, satisfacem această plăcere, pentru că în primul rând este o plăcere. Am făcut acest proiect, este un proiect mai degrabă de suflet, este un proiect care cumva să ne reprezinte pe noi ca temperament, ca tip de oameni cum suntem. Adică ceea ce facem noi în paralel cu joburile suplimentare pe care le mai avem, asta este mai degrabă o reprezentare a noastră, a sufletului nostru, dacă pot să spun așa. Marcela, genul de muzică pe care voi o cântați nu este muzică comercială care să fie rulată în hit rotation pe radio. Adică mai ales unele femei încearcă foarte repede să fie vestite, să ajungă mega cunoscute, doar pentru a apărea pe la TV și radio. Tu ai ales să cânți un gen de muzică care să te satisfacă pe tine, în primul rând, așa e? Da. Noi, ca tare, când la început l-am cunoscut pe Alexandru, că mai înainte îl cunoșteam pe Nicolae. Și după ce am început a cânta cu chitările, cu populară, dacă ține el minte. Și așa, încet, încet, am început să ne simțim ca o familie. Și eu foarte bine mă simt, orice gen de muzică aș cânta, dar nu tind spre... faimă recunoaștere. Pentru de ce că... eu și-o fac din suflet, că îmi place. Uite, văzând ultima voastră lucrare, în decembrie ați lansat un videoclip, noi ne-am uitat ca la film, nu ca la videoclip. Și îmi dau seama că a fost foarte costisitor realizarea acestui videoclip, pentru că acolo este foarte multă scenografie. Sunt foarte, foarte, foarte multe haine de epocă, armuri. Unde ați filmat acest videoclip, în primul rând? Pentru unde că nu l-ai filmat? E filmat în vreo 4-5 locuri, e filmat acest videoclip. Da. Apoi, acest videoclip l-am filmat în mai multe locații, în Austria, pentru că am colaborat cu niște asociații din Austria, Germania, Ungaria și Polonia, adică romanii, pentru că sunt legiuni profesioniști. Adică tot ce ați văzut în videoclip sunt niște copii reale, adică nu sunt invenții. Uneori, da, sunt unele sunt niște asociații care nu chiar corespund epoca exactă. Dar din ce ați avut, rai ați făcut. Da, exact. Sunt asociații profesioniste, plus asociația de daci sau de reconstrucție istorică Legio Dacica, cu care am colaborat, care ei au fost binevoitori ca să ne ajute, cu profesioniști din domeniul istoriei, adică tot ce am făcut acolo, în principiu, e argumentat și istoric. Da, adică e o lecție de istorie, asociată și cu muzică bună. În curând o să vedem acest videoclip, vă promit, o să vă placă, o să vă uitați ca la un film, de ce nu, scurtmetraj despre istorie. Vrem însă acum să vedem unul dintre primele voastre videoclipuri. Câte videoclipuri aveți în... Primul, adică ai vrut să spui, pentru că avem două până acum. Da. A, două numai! Da. Păi asta zic, noi avem două clipuri pe care trebuie să le vedem astăzi. Adică, din 2012 până anul trecut, în decembrie, nu au lansat niciun videoclip. Hai să vedem primul lor videoclip. În pădurea întunecată, pe un drum umbla de mei, a părut haiduci voceată, toți erau feciori de zmei. Spade lungi și spetelate, stau la pânde lângă râu, aveau părul lung pe spate și pistoale. Din 2012 până acum, multe lucruri s-au schimbat, au crescut în abordarea muzicii și au un videoclip care o să vă depășească toate așteptările. Despre costuri nu vorbim, pentru că sunt costuri foarte mari. Mulți dintre voi poate i-ați văzut pe scenele festivalurilor de la noi din țară și din România. Sunteți invitați pe la evenimentele culturale. Da, desigur. Oricum, suntem destul de selectivi, adică nu mergem peste tot. Adică
Tema pieselor cred că spune mult, adică... Avem un specific, un specific, adică și bineînțeles ne orientăm spre evenimente care ne... Bine, bineînțeles și invitațiile țin cont de aceste profil. Unele le putem onora, altele nu. La noi este nu întotdeauna posibil în componența mare în care suntem și faptul că suntem dispersați, că întotdeauna să răspundem aceste solicitări, dar sperăm că în viitorul imediat să ne organizăm mai bine și să putem intra mai tare pe această piață, pe această nișă. Când acum am lucrat foarte mult la capitolul creație, producție, am avut această pauză, cum zic, de specialiști, un fel de pauză de creație în care am acumulat mult material. Acest videoclip nou pe care l-am făcut acum are menire de a da startul unor noi proiecte pe care planuri mărețe avem, bineînțeles, sper să ne ajungă și sănătate și posibilități ca să le punem în practică. Și timp liber de la lucru. Și da, exact. Și cred că o să devenim mai activi în următoarea perioadă. Așa să fie. Acum pe voi cei de acasă vă invităm să vedeți cel de-al doilea videoclip al trupei, lansat în luna decembrie, așa cum v-am zis și în cealaltă parte a emisiunii, o lecție de istorie aici pentru voi cei de acasă. O istorie frumoasă, filmată cu peste 300 de oameni care au avut și ei parte și roluri în acest mic filmuleț. De plai pe o gură de rai, taină pădure îmbrăcată în sare nestânci, duce cărarea pe rânde adânci, urme de lupte de veacuri lăsate să zacă în pământ, toată suflarea uitată mânată în mormânt. Coboară vioi, străbunii eroi, cu cușme de oi uitate de noi, cu trupul drept scut, un ultim sărut, lăsat în trecut pe coloane și lut. Scrisă-o istorii băgâne pe rame de dragi, cerneală venind penițe din coame de dragi. Uite în apa o vinde la chipul din piatră și taci, în venele noastre curge sânge de dragi. Sunt legământ de tristul mormânt, duș și pământ în cor de argint. Plană de miei, la umbră de tei, unde sunt ei, lupii cu coadă de zmei. Yeah.
sufletul meu. Între pământ, de tristul mormânt, tu și pământ, în colț de argint. La umbră de tei, la umbră de tei, unde sunt ei, lupii cu coadă de zmei.